Dacă tot stau și mă relaxez la o cafea, ia să răspund la câteva întrebări. Nu, nu aveam voie să fumăm în timpul competiției. Și 2 luni și o săptămână cât am stat, nu am fumat. Sincer, nu m-am așteptat, nu m-am așteptat să fie impactul ăsta, dar sunt fericită că e așa și vă mulțumesc pe calea asta. Nu, Jador nu trebuie să fie condamnat sau judecat pentru ce nominalizare a făcut. El pur și simplu a nominalizat și noi, adică eu am înțeles, sper să înțelegeți și voi treaba asta și să nu-l condamnați. Nu regret absolut nimic pentru că în emisiunea asta am fost natural, am fost eu și cred că am reacționat la fiecare situație în parte exact cum sunt eu în viața de zi cu zi. Cam 2-3 săptămâni mi-a luat până m-am acomodat cu condițiile din camp. Vreau să-ți spun că în primele 2 săptămâni în mintea mea era doar cum să fac să plec acasă. Dar m-am adaptat. Cum le spălam? În mare. Bine, spălat e mult spus. Le clăteam în mare. Că nu aveam detergent, săpun sau ceva. Nu știu lucrul ăsta, dar sper din suflet să fie așa, pentru că merită. Și nu doar pentru situația asta care s-a creat, pentru simplu fapt că merită și că a tras tot timpul cu echipa și pentru că e un om minunat. A fost un șoc. Știi că cel mai mult în competiția asta mi-au lipsit conversațiile cu mama și sora mea. Și cu prietenele mele. Nu am slăbit absolut deloc în Survivor. Se pare că corpul meu era deja obișnuit cu astfel de trai. Nu știu. Pur și simplu nu am slăbit. Deci, dragii mei, nu știu cum să vă zic, dar de când am plecat, de când am părăsit competiția, aici în Dominicană plouă în continuu, în continuu și plouă la torențial afară, plouă. Lucrul care eu mă gândesc e că săracii drăguții mei pe care i-am lăsat acolo mă stau în ploaie și știu ce înseamnă. Stau la jocuri, uzi rău și chiar dacă aici e super cald în Dominican, în momentul când plouă e o ploaie foarte rece. Și îmi imaginez cum eram eu când ploua în stilul ăsta. Și îmi pare rău de ei.